Fiecare nouă zi, fiecare ceas, am putea spune, măsoară pe ogoare în acest început de august un efort la fel de stăruitor și prin excelență rodnic. Întierea recoltării grâului în toate județele, reducerea decalajului între lucrările agricole și, îndeosebi, eliberarea terenului în vederea culturilor succesive. Am numit principalele câmpuri de acțiune ale mecanizatorilor și țăranilor cooperatori, ale acelor oameni prin a căror admirabilă sârguință pâinea noastră a tuturor ajunge în hambarele țării. Pe locuri, fiți gata? Start în competiția republicană a tăietorilor de lemne. E vorba mai exact, ținând seama că firezul și securea au cedat locul ferăstrăului mecanic, de întrecerea acelor muncitori forestieri denumiți fasonatori. În finală, la Piatra Neamț, și-au măsurat îndemânarea 15 concurenți selecționați din 8.000. Vă facem cunoștință cu primii trei clasați: brașoveanul Teodor Pelin, campion național, Grigore Ametiță din Suceava, locul 2, și Vasile Leon din Piatra Neamț, locul 3. O dinamică instituție culturală, Centrul de Librării din Ploiești, ne dă o nouă și semnificativă probă de inițiativă. Amenajarea unei frumoase case a cărții, așezământ care reunește în prezent cea mai mare parte a activităților din acest domeniu. Parterul clădirii găzduiește o librărie cu un număr impresionant de titluri, 8.000. Amănunt care nu ne surprinde, știind bunăoară că prahovenii au cheltuit pe cărți în 1972 de două ori mai multe milioane decât în 1965. În acest sezon estival, Bucureștiul a găzduit o interesantă expoziție intitulată Uniunea Sovietică, Țara Turismului, organizată sub egida forurilor de specialitate române și sovietice. Din Caucaz la Leningrad, de la Odessa și până în Extremul Orient, turismul sovietic oferă circa 100 de trasee cu posibilități multiple de odihnă și cunoaștere a unor locuri pitorești.